Astăzi, în întreaga lume, este sărbătorită Ziua Internațională a Păcii. Cu acest prilej, mai mulți studenți din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu, au organizat un flash mob alăturându-se campaniei mondiale Minutul de Tăcere, lansată în memoria victimelor violenței. Un minut de răbdare este echivalent cu 10 ani de pace. Astfel, pacea este scânteia existenței. Pentru pace! Studenții spun că doresc să trăiască în pace și participă la eveniment cu scopul de a sensibiliza oamenii despre importanța păcii în contextul războiului de la hotarul țării noastre. În aceste zile este foarte importantă pacea, avem nevoie de ea și avem nevoie de susținerea tuturor oamenilor. Am făcut un dans pentru a arăta cât de mult susținem țara. Suntem solidari cu țara vecină, cu Ucraina. Participă toți voluntarii care au binevoit să fie cu noi astăzi. Scopul nostru primordial este de a sensibiliza tinerii ca să promoveze pacea în rândul comunităților lor. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Științifică Medicală a Universității Nicolae Testimițanu. Războiul din Ucraina, de fapt, ne-a sugerat ideea de a organiza un astfel de flash mob împreună cu Asociația Studenților și Rezidenților a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, pentru că să sesizăm comunitatea universitară și lumea întreagă asupra acestei probleme. Pacea, la momentul actual, este o problemă. În fiecare an, Ziua Internațională a Păcii este marcată în întreaga lume în data de 21 septembrie. Potrivit Adunării Generale a Națiunilor Unite, în această zi este interzisă violența și orice act de război în toate statele membre ONU.